Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Vă invit astăzi la pești. Cei născuți în pești sau aveți ascendentul în această zodie? E luna ianuarie pentru pești. Voi întreba cărțile de oracol și tarot ce este important ca voi să știți, dragii mei pești, în luna ianuarie. Ok, această carte a căzut. Această carte îmi vorbește de o instituție foarte mare, de o agenție, o instituție. Fie că vă veți angaja prin intermediul unei agenții, fie că lucrați într-o instituție mare, fie că lucrați pe cont propriu într-o anumită instituție. Văd luna ianuarie că sunteți extrem de preocupați din punct de vedere profesional. Extrem de ocupați. Extrem de ocupați. Ok, nu, aici am luat. Haideți să vedem oracolul de aici. Nu știți dacă ați luat decizia bună. Aici simt că este legat și de o decizie din trecutul vostru. Un contract, așa cum v-am zis, pe care o să îl semnați pe plan profesional. De asemenea, câțiva dintre voi vreți să vindeți ceva prin intermediul unei agenții. Această vânzare este protejată. Un contract pe care îl veți semna. Văd foarte mult un contract semnat. Contract de muncă sau un contract al unei proprietăți, o alegere pe care va trebui să o faceți între trei lucruri. S-ar putea să aveți trei propuneri și va trebui să alegeți. Să alegeți ce este bine pentru voi. Veți avea trei propuneri. Da? Din punct de vedere profesional sau financiar, ceva de genul acesta, veți avea trei propuneri, nu este pe plan sentimental, dar trei propuneri. O femeie importantă pentru voi, nu sunteți voi, este o femeie din anturajul vostru care este extrem de importantă, este o persoană, poate să fie această persoană care lucrează la această instituție sau la această agenție. Cu care ați trecut prin dificultăți. Această femeie a trecut prin dificultăți multe, sau voi doi ați trecut, voi cu această persoană, până la separare. Cineva vă înșeală, vă trădează, nu știu despre cine este vorba. Poate fi această femeie, poate să fie că voi vă gândiți la altcineva. Haideți să vedem. Cineva din anturajul dumneavoastră va veni cu o propunere și veți avea un nou început, o propunere șoc, care vă va șoca. Vă va lua prin surprindere, dar vă va scoate dintr-o zonă neagră. De asemenea, văd că voi va trebui să renunțați la ceva și nu știți, în momentul în care va trebui să renunțați la ceva, parcă la un job, nu veți spune unde vă duceți sau ce vreți să faceți, da? Pentru că sunteți tentați să... Da. Voi veți semna ceva. În luna ianuarie voi veți semna un document important. Și cred că este din punct de vedere al serviciului. Cred că asta este ca o demisie. Vă veți da o demisie și nu spuneți la nimeni. Sau alegerea pe care va trebui să o faceți, nu o comunicați. Vă este teamă să nu faceți o greșeală prin a sfârși... pentru că voi ceva rău se va sfârși din viața voastră. Dar vă este teamă să nu faceți greșeala, pentru că sunteți tentați de altceva.
Aici voi sunteți tentați de altceva. Vă e foarte greu, vă este foarte greu, nu știu de ce vă este greu dumneavoastră așa, fie din punct de vedere financiar, din punct de vedere financiar, o legătură cu farmacia, de asemenea, văd cu finanțele, ori e lucru în farmacie, job în finanțe, job în sănătate, de asemenea, nu știu ce aveți, sunteți extrem de izolați, extrem așa de singuri vă simțiți așa, nu știu de ce, nu știu de ce. Haideți să vedem ce este cu energia acestei femei aici. Haideți să vedem ce este cu energia acestei femei. Este o femeie căsătorită. O femeie căsătorită care apare ca o opțiune pentru voi. Nu știu de ce. Ca o opțiune pentru voi. Ca și cum această persoană, cu această persoană aveți o relație în secret. Această persoană este căsătorită cu o persoană brunetă. Nu știu despre ce e vorba. Haideți să vedem ce este cu această ceartă. Aici este o ceartă, un divorț, o demisie, o ceva. Haideți să vedem un sfârșit. Ce este cu acest sabie aici? Nu știți ce să faceți cu privire la acest sfârșit. Să nu-l regretați. Acum am înțeles. S-ar putea ca să nu mai fiți cu o persoană cu care ați fost într-o relație triunghiulară, nu știți ce să faceți și regretați faptul că nu mai sunteți cu persoana respectivă, că v-ați certat, că v-ați separat de această persoană. Ok, hai să vedem ce este cu această veste care o primiți din exterior, o veste șoc, fie despre accident, fie despre o veste șoc, o separare, poate să fie orice, dar nu sunteți implicați voi, o primiți din exterior această veste. Să vedem despre ce este vorba, dacă ne arată cărțile. Despre un nou început, un adevăr care va ieși la iveală, o propunere, o propunere, noi începuturi. Cineva vine la voi cu o propunere. Ia să vedem. Exact, uitați-vă, vine la voi cu această propunere. Acte care, un permis de conducere, de asemenea un pașaport care se va face, acte care se vor semna rapid, un contract. Haideți să vedem ce e cu acest un nou început pe plan financiar, pe plan profesional. Acest nou început este legat de un proiect pe termen lung, de un copil, pentru câțiva dintre voi. Foarte multe lucruri, dragii mei pești. Foarte multe lucruri. Haideți să vedem ce e cu această soluție. O soluție pentru a deveni... Cineva vă propune... Ok, acum înțeleg. Cineva vă propune o soluție pentru a lucra pe cont propriu, pentru a deveni independent sau independentă și veți reuși. Aveți tot ce vă trebuie ca voi să reușiți. Persoana aceasta doar vă dă soluția respectivă. O să fiți un pic șocați pentru că nu știți dacă o să luați decizia cea bună. Ok?
Pentru că vă este teamă de o greșeală vouă, dragii mei pești, vă este teamă de o greșeală. Hai să vedem ce este cu această greșeală. O greșeală că dacă cineva vă pune vezi roate, dacă veți pleca și nu veți reuși, dacă lucrurile nu vor fi bune, să știți că cineva vine în ajutorul dumneavoastră. Și dacă puneți capăt la ceva anume, cineva vă așteaptă. Da? Este ceva dincolo, o altă ușă se deschide. Poate să fie capătul, să puneți capătul unei relații, unei relații de căsătorie, unei relații profesionale. Însă cineva vă așteaptă dincolo. Da? Vă așteaptă dincolo. Haideți să vedem ce este cu această carte aici, care pentru mine reprezintă, așa cum am zis, planul financiar, sănătate, ori lucru, job în sănătate, pe plan financiar, în învățământ de asemenea, mai văd. Haideți să vedem, să clarific eu un pic cartea. Da, este un job la guvern, un job... o comunicare cu o persoană care lucrează la guvern sau o comunicare privind de la o energie feminină. Dacă sunteți în curs de a face analize sau investigații din punct de vedere al sănătății, primiți o veste foarte bună de la o persoană, o energie feminină privind aceste investigații. Veți primi vești bune. De asemenea, o propunere profesională din partea unei femei care vă va aduce independență. Această femeie nu ar vrea, care vine cu această propunere, n-ar vrea să plecați din locul unde sunteți. Însă voi veți decide să plecați sau să... Deci se încheie ceva și începeți ceva nou. Da? Ori încheiați un contract, începeți altul în același loc sau o plecare. Văd o propunere foarte mare, o propunere extrem de importantă, care pe voi vă va lua prin surprindere. O propunere care va veni rapid. Da, până la sfârșitul lunii ianuarie, dar e, din punct de vedere profesional, vine de la o femeie, poate să fie brunețică cu tenul măsliniu sau poate să fie blonduță și atenă cu ochii căprui sau albaștri, această persoană care vă dă această veste, vă dă o energie feminină. Dragii mei, aceasta este etalarea care v-am oferit-o astăzi. Mulțumesc din suflet, dragii mei pești, pentru că ați ales să fiți pe acest canal. Vă iubesc, vă doresc un an nou minunat. La revedere, numai bine!